Avem aici o plantă de o lună jumate plantată afară. După cât vedem, el se dezvoltă ca un tufiș. Ei, și atunci să încercăm să eliminăm. Deci, dacă vine de la rădăcină, cum e acesta, îl putem lăsa. Curățim vlăstarii vechi și îndepărtăm de pe trunchi. Vlăstarii de care nu avem nevoie. Mergem în sus. Aici, fiindcă am decis că o să mergem pe palier și palier, facem un veu. Și atunci îndepărtăm o tăietură veche și trebuie să alegem de aici. Îndepărtăm ramura ce vine între rânduri. Deci nu avem nevoie. Am îndepărtat și atunci vom păstra emergentul. Alegem emergentul. Deci ăsta va merge în sus. Și se va forma primul etaj. Deci, cum se vede, aici va fi primul etaj, stânga-dreapta. Dar este prea lungă. Deci o scurtăm, cele două laterale. Emergentul îl lăsăm mai sus. 10 cm. Așa. I-am dat forma. Deci, emergent și primul etaj. Și cum am spus, păstrăm să avem o rezervă. Doamne, sau ceva, putem recupera planta. Tăieturile vechi. Dreapta, primul etaj și păstrăm rezervă. Eventual putem să îl